Bună ziua, mă bucur să ne vedem iarăși la o nouă resursă. Mă numesc Pellegrini Lila. Azi vom discuta despre aria discului. Resursa este la disciplina matematică pentru clasa 7. Competența specifică pe care o abordăm azi este modelarea matematică a unor situații practice în care intervin poligoane regulate sau cercuri. De astfel de situații practice ne vom ocupa cu o plăcintă, cu o fepeță, în grădină sau chiar în manej. Prima problemă. Se cere să determinăm aria crustei care acoperă această plăcintă și mi se dă diametrul că este 24 de centimetri. O problemă simplă, din diametru putem să calculăm raza și după ce am aflat raza cu formula de la area discului, pi r pătrat, calculăm area. Pe pi o să înlocuim cu valoarea aproximativă de 3,14. Am reușit să aflăm area crustei. Rămânem tot în domeniul de dulciuri. De data asta, o problemă mai complexă. Mi se dă că o tartă sub formă de cerc costă 23,5 lei la o cofetărie. Mi se dă diametrul este 24 de centimetri. Dar la o altă cofetărie, aceeași tartă se poate găsi sub formă de dreptunghi și mi se dau dimensiunile dreptunghiului. Oare din care cofetărie merită să cumpărăm tarta? Unde plătim mai puțin pentru un centimetru pătrat de tartă? Pentru a răspunde la această întrebare, prima dată vom calcula aria tartei rotunde. Folosim formula care deja o știți, pi r pătrat, și ne dă valoare aproximativă de 452,16 cm pătrați. Astfel, putem să calculăm prețul unui centimetru pătrat, ne dă 0,05 lei. Trecem acum la calcule pentru tarta dreptunghiulară. Știm dimensiunile, deci putem să calculăm și area. Și după ce am calculat aria, putem să calculăm cât costă un centimetru pătrat. Și aflăm că tarta dreptunghiulară este puțin mai scumpă decât cea rotundă. Să trecem acum la o problemă cu pizza. Și anume, Maria dorește să-și facă totul o pizza gigant, similară cu ceea ce vedeți în imagine, însă ea își dorește ca pizza pe care o pregătește cu familia ei să fie mai mare. Această pizza din imagine are diametrul de 1,8 metri, iar pizza pe care a făcut-o Maria are area de 314 decimetri pătrați. Oare a reușit Maria să facă o pizza mai mare decât cea din imagine? Trebuie să facem niște calcule. Prima dată începem cu pizza din imagine. Dacă mi se dă diametrul, pot să calculez cu ușurință raza. Dacă știu raza, pot să calculez aria și, desigur, să înlocuiesc valoarea lui pi cu valoarea aproximativă și am aflat că aria acestei pizze este 254,34 decimetri pătrați. Pizza care a făcut-o Maria are arie mai mare, deci Maria garantat a reușit ceea ce și-a propus, dar să calculăm totuși și raza la această pizza. Calculăm raza la pătrat din arie, de unde putem să calculăm raza, care ne dă 1 metru și într-adevăr 1 metru este mai mare decât 0,9 metri. Să trecem acum la amenajarea unei grădini.
Mama lui Mihai amenajează o porțiune din curte. După cum vedeți, ea a folosit cercuri diferite, de dimensiuni diferite. Mi se dă câte cercuri sunt din fiecare tip și cât este raza acestor cercuri. Întrebarea e ce suprafață acoperă aceste cercuri, exprimat, desigur, în centimetri pătrați. Pentru a calcula, luăm pe rând. Avem două cercuri mari, mi se dă raza, pot să calculez area acestui cercuri. Am patru cercuri de dimensiune medie, unde iarăși mi s-a dat raza, pot să calculez area unui astfel de cerc și, desigur, am cele două cercuri mici, unde iarăși cunoaștem raza, deci putem calcula area unui cerc mic. Pentru a calcula toată suprafața acoperită, area fiecărui cerc înmulțim cu numărul de cercuri care le-am avut. Și astfel o să ne dea valoarea de 27.632 centimetri pătrați. Să trecem acum la un manej. Familia lui Mihai are o fermă de cai. În manej, calitatea solului este esențială. Într-un manej de calitate, trebuie să avem și un strat de nisip fin de siliciu granulat. Acest strat trebuie schimbat periodic. Manejul, după cum vedeți, are formă de cerc și mi se dă că raza acestui cerc este 6 metri. Totodată, mi se dă prețul nisipului, că este 15 lei sacul de 20 de kilograme, și mi se dă că pentru a acoperi 0,75 metri pătrați sunt necesari 10 kg de nisip. Oare cât se va plăti pentru a schimba nisipul în manej? Să vedem datele. Știm că manejul are raza de 10 metri. Putem calcula area manejului. Ne dă 314 metri pătrați. Mai știm că un sac de nisip de 20 de kilograme costă 15 lei. Mi se dă că am nevoie de 10 kg de nisip ca să acopăr o suprafață de 0,75 metri pătrați. Asta înseamnă că 1 kg de nisip acoperă o suprafață de 0,075 metri pătrați. Calculăm masa de nisip de care avem nevoie, deci vom împărți 314 metri pătrați la acest 0,075 metri pătrați și ne dă că avem nevoie de 4186,6 kg, care, dacă rotunjim la un multiplu de a lui 20, pentru că într-un sac avem 20 de kg, și ne trebuie mai mult, o cantitate mai mare, ne dă 210 saci. Și astfel putem calcula prețul nisipului, deci se va plăti 3150 lei. Și să trecem acum la grădină, și anume, un fermier cultivă cartofi pe o suprafață de pământ sub formă de cerc. Mi se dă raza acestui cerc este 30 de metri. Fiecare plantă de cartofi necesită 1440 centimetri pătrați de pământ. Câte plante poate cultiva fermierul? Prima dată calculăm suprafața de pământ. Mi se dă raza, deci calculăm area acelei suprafețe, ne dă 2826 metri pătrați. Transformăm în centimetri pătrați, pentru că mi se dă că o plantă de cartofi are nevoie de 1440 centimetri pătrați. Pentru a afla numărul de plante, împărțim area exprimată în centimetri pătrați la 1440 și ne dă 19625 de plante.
Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!